Până vine Ileana, voi cu Ghinea vă informăm noi că Bucureștiul își propune să devină capitala evenimentelor de rang internațional. Turneele de jocuri electronice, concertele cu trupe aduse din străinătate și multe alte evenimente sunt deja planificate și ar urma să aducă încasări uriașe de milioane de dolari. Firme internaționale care sponsorizează mari evenimente vor să facă din capitală un punct de atracție atât pentru turiști cât și pentru investitori. Asta după succesul organizării în țara noastră a meciurilor de la Euro 2020. Astfel, primul mare eveniment care se va ține pe arena națională este un turneu de jocuri electronice. Se estimează că turneul, care va avea loc în octombrie, va aduce încasări de peste jumătate de milion de euro la bugetul capitalei. Alte peste 4 milioane de dolari vor fi încasați de statul român de pe urma impozitării premiilor uriașe puse în joc la această competiție. Orice competiție, până la urmă, că e fotbal, că jocuri electronice, că orice care e pus pe un radar național și internațional ca eveniment care aduce turiști și aduce spectatori și aduce un nume în atenție, un brand, că e România, că e București, că e orice altceva, nu poate fi decât benefic, dacă e într-un context pozitiv. Planuri de dezvoltare și atragere de investitori se fac și la nivel de țară. Dar pentru ca România să devină un brand atrăgător pentru străini, trebuie să se găsească modalități pentru a pune în valoare calitățile țării și oportunitățile pe care le oferă, spun specialiștii. Cred că e insuficient marketat între noi, fie vorba nu numai Bucureștiul, ci și alte destinații din România. Noi nu stăm foarte bine la capitolul marketing în România, în general. Adică nu știm să poziționăm, să speculăm avantaje competitive, să maximizăm un potențial. Alții o fac mai bine. Dar prin organizarea unor astfel de evenimente, sigur că e un pas înainte. Motivul pentru care Bucureștiul a devenit ținta evenimentelor internaționale este simplu. Costurile cu organizarea sunt mai mici decât în alte mari orașe europene și sunt mai puține restricții în ceea ce privește numărul de participanți la astfel de evenimente. Există cei drept subiecte tabu în societate despre care se discută și câteodată se creează polemici și să știți că sporturile extreme am sesizat că sunt o astfel de problemă și ea creează cumva clivaje, dar cred că frica de astfel de sporturi vine și din lipsa de informație, așa că eu zic să ne informăm în dimineața asta și să aflăm mai multe despre mountain bike trail și facem acest lucru alături de Gabi Orman, care este recordman mondial la mountain bike trail și pe calea aceasta îi spun bună dimineața, Gabi! Bună dimineața! Mă bucur să ne auzim, să știi că eu am văzut câteva imagini cu tine și ești spectacol, efectiv. Mi-am ținut respirația de foarte multe ori privindu-te și apreciez din suflet profesionalismul pe care l-ai, dar sunt de asemenea convinsă că în spatele profesionalismului tău se ascunde foarte multă muncă. De la ce vârstă ai dezvoltat pasiunea pentru acest sport? Eu zic că fac bike trail din 2003, dar întotdeauna aveam legătură cu bicicleta sau totdeauna îmi plăcea bicicleta. Părinții mei zic că pe trei roți mergeam mai repede decât pe picioare. Cât de mult te antrenezi pentru performanțele tale? Cam câte ore investești pe săptămână așa, dacă ar fi să faci o medie? Păi săptămânal nu știu, dar zilnic mă antrenez cam 4-5 ore, din care 2 ore jumate sală, fitness pentru forță și încă vreo 2 ore pe bicicletă. Care sunt grupele musculare cele mai solicitate în acest sport? Ce simți că te doare cel mai frecvent? Tot trebuie să fii foarte beton, eu zic așa. Deci trebuie și balans, și echilibru, dar și forță peste tot. Deci cum ți se dezvoltă echilibrul în acest sport? Practic, în momentul în care stai pe o roată, pe o chestie extrem de îngustă, așa cum am văzut în imaginile precedente, ce grupe musculare se activează astfel încât tu să rămâi acolo și să n-ai nicio ezitare? Pe cel mai mult corul, să zic așa, și brațele, antebrațul, umărul și picioarele, bineînțeles. Deci asta zic, cam tot corpul. Uite, zona aceasta de cor, de care spuneai tu, practic partea de abdomen cu toată musculatura, cu mușchi intercostali, eu am descoperit că funcționează sau se activează când fac yoga. Dar e foarte greu să te concentrezi în zona asta și să-ți menții efectiv toți mușchii încordați. Ai avut sincope la început? Nu știu, ai avut perioade în care ți era greu să te concentrezi și să aduci o stabilitate în zona asta? Bineînțeles, întotdeauna începutul e mai greu, dar cu timp merge.
Ce caracteristici are bicicleta ta? Uite, ce e diferit față de o bicicletă normală? Cam cu ce ar trebui să ne echipăm dacă vrem să începem acest sport? Păi dacă vreți să începeți acest sport, baza se poate învăța și cu o bicicletă normală, dar bicicleta mea, cum vedeți, nu are șa, nu are telescoape sau nu are nimic schimbător, deci are o singură viteză, fără șa, trebuie să fie cât mai ușor. Cam asta este bicicleta mea. E special, bicicleta mea e special pentru trial, dar cum v-am zis, dacă vreți să începeți, puteți să începeți și cu o bicicletă normală. Prima dată trebuie învățat statul la loc. E important să înveți și să calzi, căci te vedem în imagini cum efectuezi salturi între obiecte aflate la mare distanță unul de celălalt. Ai mai ai cât un gol în stomac din când în când? Bineînțeles, dar eu zic că dacă omul nu riscă prea mult, deci dacă face ce știe și nu începe direct să sară din 3 metri, atunci nu e așa de periculos cum se vede pe ecran. Cât sportivi de performanță sunt în domeniul tău în România? Nu știu, ai un etalon internațional pe tine? Cine te-a inspirat de-a lungul timpului să-ți depășești barierele? Din păcate, acum a început să fim cât mai puțini. În anele trecute au fost mai multe concursuri, dar din păcate nici federația, nici nimeni nu prea face concursuri și încep băieții să se lase. Din păcate, în momentul ăsta cred că suntem totuși vreo 30-40, cam așa. Aș vrea să te întreb pentru telespectatorii care ne urmăresc, în momentul în care cineva pronunță cuvintele sport de performanță sau sport extrem sau adrenalină, cumva ne piuie ceva, ni se scurcircuitează ceva și nu prea vrem să-i înțelegem pe acești oameni care caută adrenalină. Tu ce simți în momentul în care practici acest sport? Care e obiectivul tău? Care sunt, nu știu, hormonii pe care îi secreți? Într-adevăr cauți adrenalină sau ce te motivează pe tine în acest sport? Da, bineînțeles, și eu sunt pasionat de adrenalină, dar cum a zis, toată lumea crede că sporturile extreme sunt niște sporturi unde tu neapărat trebuie să fii accidentat, trebuie să fie rupt toate oasele, dar cum v-am zis, dacă omul face conștient ce face, atunci poate să evite accidentările și nu e așa de periculos. Chiar, de-a lungul carierei tale ai avut accidente majore? Dacă ar fi așa să faci o recapitulare în dimineața asta, ce ai pățit de-a lungul timpului? Am avut niște accidentări, dar nu pot să zic foarte, foarte mare. Cel mai mare, odată la un concurs am căzut și am lovit umărul. Ăla era cel mai dureros accidentare, să zic așa. Nu am doar un singur os rupt. Și ăla am rupt după ce am căzut, eram nervos și am dat un pumn la o bobină și am rupt mâna de la lovitura ăla, deci nu de la căzătură am lovit mâna. În rest, bineînțeles, am niște accidentări, dar mai mici, să zic, am lovit pedala la tibia și așa mai departe, deci nu sunt rupt peste tot. Gabi, tu cum gestionezi partea asta emoțională? Pentru că răbdarea este o virtute pe care noi nu prea o avem sau nu o exersăm. Sau mie mi-e foarte greu să am răbdare, să-mi păstrez calmul, mai ales în trafic. Cred că tuturor ni se întâmplă asta. Tu când trebuie să înveți ceva nou și când înveți e natural să greșești, e natural să nu-ți iasă, te enervezi, cum procedezi? Cum îți păstrezi calmul în fiecare context? Bineînțeles, mă mai enervez și eu. Dar în trafic mai repede și eu decât la bicicletă. Asta văd din păcate și la copii, că de aia nu prea începe să se practice trialul sau orice sport, că nu prea au răbdare. Deci viața noastră e foarte rapid, avem totul în față, scriem pe internet, direct apar, am văzut, mergem mai departe. Și din păcate oamenii cam au pierdut răbdarea pentru sporturi, pentru antrenamente, ca să încearcă mai mult. Deci cam asta văd. Eu încă mai am răbdare.
Ai ceva competiții în viitorul apropiat, chiar dacă ne-ai spus că în ultima perioadă lucrurile n-au mai stat așa cum stăteau înainte, totuși te așteaptă vreo competiție pentru care te pregătești intens? Nu, din păcate nu am nici concursuri și eu trăiesc din show-uri, deci merg la diferite evenimente și fac show-uri și din cauza pandemiei și din cauza că lumea nu prea știa că o să se deschidă, o să se închide iar, ce o să fie, nu prea sunt nici concursuri, nici evenimente, deci anul ăsta cam sărac. Aș vrea să te întreb dacă te tentează perspectiva de a deveni trainer, profesor. Crezi că ai avea suficient de multă răbdare să lucrezi cu începători? Da, bineînțeles. Eu am avut niște copii pe care l-am antrenat, dar, cum v-am zis, nu prea au răbdare și copiii au venit, nu știu să zic, 2-3 luni, după care au văzut că nu e așa de... nu merge așa de repede, nu o să sare de la o zi la alta ce fac eu și nu prea au mai venit. Deci eu, sincer, ar fi bucurie să învăț pe cineva care are răbdare. Sunt curioasă dacă ai avut vreodată vreun moment în care ai vrut să renunți efectiv, în care ți s-au părut foarte grele lucrurile și dacă ai avut un astfel de moment, ce te-a ajutat să mergi mai departe? Ce te-a motivat să continui? Păi, am avut, bineînțeles, prima dată când am fost afară la un concurs și am văzut campionul mondial și riderii top, când am văzut ce fac ei, puțin eram și eu supărat și am zis, poate las, că nu am cum să ajung acolo, dar m-a trecut și am făcut mai departe și încă sunt aici. Îți mulțumim tare mult, Gabi, pentru doza de motivație pe care ne-ai oferit-o în această dimineață. Mult succes pe mai departe și fie ca lucrurile să-și revină la normal cât de curând pentru tine. Mulțumim pentru acest moment. Să încep cursurile și evenimentele. Mulțumesc mult! Și noi, iar mai departe, în cazul în care sunteți ceva mai sedentar și nu vreți neapărat să vă urcați pe bicicletă, preferați mai degrabă să vedeți un film bun pe canapeaua din sufragerie, să știți că Hitman's Wife's Bodyguard e destul de complicat titlul, dar vă zic că filmul ăsta a fost lansat în 2021 și să știți că Ryan Reynolds joacă în această comedie și ne pune zâmbetul pe buze, chiar aduce hohote de râs din când în când și mai multe informații o să aflăm despre acest film în cazul în care vreți să-l vedeți, dar nu v-ați făcut încă o idee. O să știți că Vlad Pandeles cu prietenul nostru drag care ne alături de la început și care are canalul de YouTube Recenzii Filme Cinema o să ne povestească în această dimineață mai multe despre această peliculă. Hai că v-am mai găsit unul la care să mergeți, la care să merite să mergeți la cinema. Comedie de data asta. N-am mai recomandat o comedie la cinema de la, nu știu, ultimul Deadpool sau nu mai țin minte. The Hitman's Wife's Bodyguard, adică bodyguardul soției asasinului, s-ar traduce motamo. Este continuarea filmului din 2017, tot cu Ryan Reynolds și cu Samuel Jackson și cu Salma Hayek, dar atunci a avut un rol mai mic. Comedie, acțiune, Ryan Reynolds joacă, nu-l joacă pe Deadpool, nu-l canalizează pe Deadpool, cum a făcut-o în Hobbs and Shaw, de exemplu, și în, mă rog, în mai alte roluri de ale lui, nu, este genul ăla de rol al lui în care el este tipul mai normal, poate, dar are și el ceva probleme, nu e atât de sigur pe el, dar merge asemănat și cu Deadpool într-un fel. Cine a ieșit, a sărit în evidență foarte mult în filmul ăsta este Salma Hayek. Salma Hayek a ieșit în evidență peste toți restul și l-avem și pe Antonio Banderas, l-avem și pe Frank Grillo din Boss Level și Captain America și Părgi și o groază de chestii în ultimul timp. Și mai sunt, și nu vreau să stric alte prezențe, alte cameuri, alte chestii în film. Pentru cine nu știe, pentru cine n-a văzut trailere, bla bla bla. Revin imediat la Salma Hayek. Primul film a fost amuzant, a fost mișto. Și acțiunea a fost, partea asta de acțiune a fost făcută mișto, regizată mișto, nu știu ce. Și scenariul cu dialogul, cu partea amuzantă, umorul, mă rog, a venit natural de la ăștia doi, bineînțeles Ryan Reynolds. Împreună cu Samuel L. Jackson, chimie foarte bună. Cine s-a gândit să-i pună pe ăștia doi în același film, merită o mărire de salariu. Al doilea a fost
cam la fel, adică a fost amuzant, partea de acțiune a fost destul de mișto, foarte multe înjurături, foarte multe, adică e clar, nu e pentru copii, nu e, e R-rated, deci neapărat peste 18 la americani sau cum naiba e la americani. Mult sânge, multă violență, multe înjurături care fac niște scene amuzante și distractive, doar că sunt așa la limita de a exagera, sunt la limită. La fel și personajul lui Salma Hayek, este la limita de a fi enervant, de a fi replicile, înjurăturile și, mă rog, scenele ei duse la extrem, sunt la limita de a deveni, pentru mine, sunt la limita de a fi, de a fi devenit și repetitiv, de a, și enervant, iritant, nu știu ce. Pentru mine personal. Pentru alții, poate e, va fi enervant. Înțeleg de ce ar simți unii oameni chestia asta, pentru că e într-adevăr un pic repetitiv și ritmul nu-i prea grozav. Adică avem foarte multe scene care ai zice că, bă, menționează chestia aia de câteva ori. E amuzant când o menționează și ai zice că o menționează de câteva ori pentru că vor să ajungă la un moment dat la un punchline, la vârful, nu știu cum se traduce punchline în română, la maximul poantei, la poantă, la vârful părții amuzant, la punctul culminant al glumei, nu știu, mă rog, și vine punctul culminant al glumei, dar parcă e mai puțin amuzant decât a fost când au menționat de câteva ori acel obiect sau acea acțiune sau acea persoană sau ce. Și sunt foarte multe, sunt foarte multe, e gen, dacă ar fi un grafic, ar arăta așa filmul ăsta. E gen, ok, ne calmăm un pic, încât la sfârșit punchline-urile, știi, gen punctele culminante au fost ușor, nu dezamăgitoare neapărat, dar parcă au fost un pic mai slabe decât glumele care au venit înainte, știi? Un pic, și parcă s-au grăbit un pic, a fost un pic haotic ritmul, dar sunt multe glume bune, am râs de câteva ori. Nu prea râd la comedii, adică trebuie să fie la cât Family Guy și genul ăsta de animații, am Rick and Morty și etc. am văzut. E destul de greu un film live action să te facă să râzi, trebuie să fie, nu știu, poate pe gustul fiecăruia, na, super subiectiv. Dar am râs de câteva ori la filmul ăsta, ceea ce e bravo, bravo film. Da, au fost și multe glume care n-au nimerit, dar au fost foarte multe, au fost foarte multe. Mă rog, și acțiunea încă o dată, e construită bine, arată bine, știi, e... Ce am zis, regizat, sângele arată destul de bine, natural, așa, știi, gen, părțile violente nu par false. Da, par destul de realiste. Încă o dată, Salma Hayek iese în evidență, a jucat super bine. Poate pentru unii e enervant, poate nu. Ea cred că pare că s-a distrat, știi? Nici nu am ce să spun despre scenariu, știi, gen, care este, mă rog, ce... Ce-au găsit, știi, ce motivație, ce s-a întâmplat de i-a adus pe ăștia înapoi și trebuie să salveze lumea și, mă rog, de, e destul de clișeic, știi, adică e o chestie, au găsit o chestie, ba chiar câteodată fac mișto de cât de ridicole sunt anumite chestii, fac mișto ei în film, știi, ca și cum filmul face mișto de... Sunt chiar niște chestii luate din... e o băutură la care face Ryan Reynolds reclamă, știi, și apare băutura aia la un moment dat. Nu că ar menționa neapărat, dar e așa, știi, pentru audiență. E o poza lui Ryan Reynolds care e pur și simplu de pe net de când a făcut-o el cu Hugh Jackman și cu Jake Gyllenhaal, știi, și apare aia. Și... Mă rog, sunt niște glume de-astea care ai zice că oarecum sparg al patrulea perete, cum zic americanii, breaking the fourth wall, ca și cum gen... Sunt speciale pentru audiență, știi, te scoate din film, dar merg, știi, e amuzant, sunt mici bucățele de parodie, momente. Adică nu m-au scos din film, cumva au mers în atmosfera, în, pur și simplu, în film, au mers. Nu m-au, pe mine personal, cel puțin. Asta înseamnă să introduci cum trebuie niște... glume care, na, cam asta e o parodie făcută bine câteodată sau, mă rog, niște poante, niște chestii introduse bine. Nu e nici cea mai bună comedie pe care am văzut-o vreodată sau, știi, gen, mamă, frate, ce extraordinar de original și de wow. Nu, e undeva pe la 9 pentru ce a vrut să fie pentru mine. Știi? Gen, pentru ce a vrut să fie. Să vă relaxați un pic, să vă distrați un pic, să vă, știi, vă duceți la un film de la care să nu ieșiți dezamăgiți, nervoși, mai stresați decât când ați intrat.
A venit momentul mult așteptat de mine, cel puțin. Abia așteptam să mă revăd cu Ileana Voicu, cu Ghinea și cu rubrica sa, Revista Presei, care urmează chiar acum, să știți. Bună dimineața, Ileana, bine ai revenit. Cum ți-e săptămâna, ia zi, cum ai început? Bună dimineața, păi bine, am început-o foarte bine. M-a toropit o nebunie de ploaie pe la Arcul de Triunf aici când am ajuns, de-am zis că mă topește. Ce să fac, drumuri, mame duse la Breaza, copii siguri acasă, tors, adică sunt într-o vrie astăzi, într-o mare fel, însă este bine, totul este foarte bine și voiam să-ți spun că eu am început să cred din ce în ce mai mult că tu mă iubești pe mine foarte mult, pentru că m-am uitat la emisia de vineri, căutam ceva informații și am văzut că ai vorbit mult despre mine chiar și vineri, când noi nu ne-am văzut. Deci sunt așa, mă simt foarte bine, știi? Mă simt bine când vin mai aici, mă, că oamenii mă... Uite, mă, ce mă iubește fata asta, cum vorbește ea despre mine. În sfârșit s-a prins. Yay! Yes, știi cum e când se întâmplă lucruri așa, parcă dintr-o dată bune, zici, bă, stai puțin, să nu îi mai ia înainte, faima că ne dăm cu mă, nu, uite, eu mi-am reproșat mult timp chestia asta, că am perioade foarte bune și mă aștept să se întâmple ceva rău. Nu, chiar poate să fie bine toată viața. Da? Eu asta mi-am propus, să cred că o să fie bine și că nu mai apare nimic neprevăzut și nașpa. Da, și pe de altă parte, dacă ești un om bun și nu vrei nimănui rău, știi vorba lui bunii care venind, da? Cu ce ne place. N-are mă ce să se întâmple nasol. Chiar nu are ce să se întâmple nasol. Deci este bine. Tu cum ești? Cum ți-a fost weekendul? Aglomerat, am avut o nuntă la Târgu Jiu. Doamne, am condus o dubiță, Ileana, am condus. Da, am plecat cu colegul meu, cu Ionuț, și el l-a condus, a pus muzică, a demontat sculele, a mai condus un pic și la un moment dat eu am tras un power nap de jumătate de oră și am zis, Ioane, nu vrei să te schimb, că parcă pare obosit. Și am condus pe autostrada București, Pitești, București. Da, mă, am condus dubiță, mă simt o femeie foarte puternică acum. Ești, suntem cele mai puternice femei din curtea școlii și din curtea Metropola TV. Tu ai zis-o și eu te aprob, să știi. Normal, și nu pot să mă... Cum ai putea tu să mă contrazic? Mă bine pe bune, lut dimineață. Nu te contrazic, dar uite, îți propun să începem cu informațiile, căci timpul e prețios. Acum nu știu câți oameni ne mai urmăresc atât de atenți. Probabil sunt unde cheile, am băut cafeaua, am dus copiii, păi, dar nu? E important să ne informăm. Trebuie să ne urmărească, pentru că noi, spunem, venim cu știri foarte importante și foarte de foarte ultimă oră, ca să zic așa. Și mergem direct pe 9amnews.ro și anunțăm că s-a înregistrat o premieră în România. Că interesează să detecteze persoanele infectate cu COVID-19. Vorbim despre un experiment care a început în Sibiu, pe aeroportul din Sibiu. Lucrurile astea se întâmplă încă de sâmbătă, deci practic sâmbătă, deci începând cu ziua de sâmbătă, pe aeroportul din Sibiu există câini dresați ca să detecteze persoanele care sunt infectate cu noul coronavirus. Mi se pare senzațional. Deci ce băț în nas, ce băț pe esofag. Bine, câinele, bine. Când, dacă ție ți este frică de câini, eu, dacă ar veni unul, mi-ar trece instantaneu COVID. Adică știi cum s-ar șterge de pe fața pământului. Doi dintre cei 5 câini special antrenați să depisteze infecția cu SARS-CoV-2, însoțiți de polițiștii care i-au pregătit, au fost prezenți la poarta de sosire a aeroportului internațional din Sibiu, unde cei 110 pasageri ai cursei Ryanair de la Veneția au trecut prin fața animalelor, fiind despărțiți de aceștia printr-un perete prevăzut cu găuri, în așa fel încât patrupedele să poată mirosi călătorii. Niciun pasager nu a fost depistat cu COVID-19 sâmbătă în urma verificărilor efectuate. Deci, practic, nu să năpustești asupra-ți câinele, te miroase așa pe niște găuri și uite, nu s-a întâmplat nici să fie niciun infectat. Ne bucurăm și felicităm inițiativa, de ce nu? Foarte frumos. Să știi că plimbându-l pe Pato prin parc, Pato este patrupedul meu maidanez superb. Pe lângă cele trei pisici? Pe lângă cele trei pisici. Plimbându-l pe Pato, am întâlnit foarte mulți oameni panicați, cărora cred că le-ar crește temperatura doar dacă ar fi acolo. Uite-mă! Cu țulașul prin sticlă. Uite, maciulea că... de față prezentă toată splendoarea mea de femeie frumoasă și deșteaptă și de vreme acasă, ce mă intitulez. În momentul în care se apropie patrupedul de mine, s-a terminat. Am înțeles, deci dacă mă super vreodată, ți-l aduc pe Pat aici, în platou. Dar că parcă ziceai că mă iubești. Se mai ieși și supără oameni. În orice dragoste există și nu vă dai. Mă introduci pe lista roșie, cum a făcut Malta cu România, nu? Așa a făcut? Da. Aflăm din Wall Street treaba asta.
Lucrurile pe zona asta, Europa sau chiar și pe întreaga lume, încep iarăși să scârție cu acest Delta care a început să ne facă, să ne caute pe la subsior, ca să zic așa. Și uite că, dar am început să aflăm din nou că sunt țări trecute pe listele roșii, galbene, verzi, mai puțin din păcate. Malta, pentru cei care ne urmăresc și care și-au plănuit concertii în Malta sau care vor să se întoarcă din Malta, important de știut că Malta a introdus România alături de alte state în zona roșie și solicită românilor la intrare dovada vaccinării, în caz contrar, urmând să stea în carantină timp de 14 zile, conform MAE. Deci, wallstreet.ro, intrăm acolo și vedem ce se întâmplă. România în zona roșie trecută, în lista malteză a țărilor roșii. Nu suntem vaccinați, intrăm în Malta cu test, altfel, altminteri, stăm 14 zile în carantină și parcă nici nu s-ar putea nici să n-avem concediu 14 zile, știi? Asta este nasol și continuăm tot cu o știre, impact.ro de data asta, tot cu o știre cumva din același registru și facem lista țărilor cu risc epidemiologic ridicat, este actualizată, impact.ro ne anunță că Spania și Portugalia au trecut în zona roșie. Cu siguranță lista asta, cum spuneam și mai devreme, se mărește din păcate. Comitetul Național pentru Situații de Urgență a actualizat joi seara lista țărilor cu risc epidemiologic ridicat. Potrivit noilor date, în zona roșie au intrat Spania, Portugalia, Olanda, Andorra, Georgia și Malaezia. Eu nu sunt în nicio listă roșie, ca să știi, dacă tu tot ai zis de Georgia, eu sunt într-o listă roz astăzi. Tu ești într-o listă verde, pentru că nu ai interzis nici unde, și astăzi într-o listă roz. Bine? Este foarte bine, să știi că vestea asta este foarte importantă și mie îmi pică prost, pentru că fratele meu dorește să studieze în Olanda și noi ne-am propus să mergem să-l susținem. Am găsit un weekend liber, vreau să-mi iau bilete, bine că nu le-am luat. A, și el e acum acolo? Nu, urmează să plece în a doua jumătate a lunii august. Și ai mei se duc, probabil eu să rămân pe aici prin țară, căci nu aș vrea să risc să nu fiu prezentă dimineața la matinal. Măi, să nu-mi faci bune făcută, că mă apucă transpirațiile, auzi? Și zic câinii aia de la Sibiu că Doamne ferește. Nu se poate așa. Stai și lasă pe fratele tău că să n-ai se descurcă, cumva te duci cu emoții acolo, să-i dai omului frezoane, ia ta. Evz.ro, continuăm în același registru, noi încercăm să mai știi, să mai schimbăm nota asta, dar lucrurile scârție. În evz.ro descoperim o declarație pe care a făcut-o ministrul sănătății, care anunță acest val 4 al pandemiei din România, care spune că acest val 4 este valul persoanelor care nu au fost vaccinate și anunță și care sunt restricțiile ce vor fi impuse, sau mă rog, face așa un preludiu. Tulpina Delta a coronavirusului se va răspândi îngrijorător, spun specialiștii din sănătate. Inclusiv experții din sănătate susțin că, la finalul lunii august, mutația indiană va deveni dominantă și în Europa. Ministrul Ioana Mihăilă spune că fenomenul nu va scuti România, iar cele mai multe persoane infectate vor fi cele nevaccinate, acestea riscând să prezinte și forme grave de COVID-19. Deși citeam săptămâna trecută un articol, tot așa, o declarație dată de un specialist în sănătate, care spunea că nu va fi atât de puternică această tulpină sau nu va fi atât de agresivă ca și manifestări, însă va fi foarte contagioasă, se va răspândi foarte ușor, ceea ce spune și ministrul sănătății. Intrăm pe evz.ro și ne informăm abitir și vedem cam pe unde vor fi restricțiile. Intrăm și pe Wall Street. Intrăm și pe impact.ro și aflăm cam care sunt situațiile cu restricții, care sunt țări roșii, care sunt țări verzi, portocalii și unde ce trebuie să facem, cam ce avem de făcut mai departe ca să călătorim și închidem acest cerc al coronavirusului și lăsăm dară să se ducă cu el cu Delta și noi trecem pe de-astea mai românești, așa că tare bine e să mănânci pepene vara. Până trecem la pepenele tău, să știi că mie mi se pare că se schimbă foarte multe cuvinte în vocabularul nostru și capăt o altă conotație. De exemplu, eu despre Delta am auzit în alt context, adică literele astea grecești erau folosite altfel, nu știu, alfa, beta, teta, delta, erau litere grecești care descriau stările de conștiință, somn, subconștient și așa mai departe. Foarte, foarte, ieri am citit. La turism, ieri am înțeles.
La Delta Dunării, foarte... E, vezi, uite, fiecare mai poate să mă interpretez. Eu cu nurofenul ăsta, cu neuronul meu, dai seama. Ți-am zis că sunt mai mulți și să știi că se pot odihni foarte bine în starea Delta. Dar acum Delta a căpătat o conotație negativă. Mai că Delta... tu ai fost la nuntă azi noapte sau la o lecție de ceva? Nu, azi noapte am stat acasă. Am citit. Deci vreau să spun că m-am răsfățat ieri, am stat la soare o oră, am terminat o carte, m-am bucurat tare mult că am terminat o carte. Am fost foarte mândră de mine. Cu cititul, frate. Mm-hmm. E un lux. Deci efectiv e un lux să poți să mai timp de citit. Eu n-am mai citit o carte de la cap la coadă de foarte mult timp și vă spun și de ce, nu pentru că nu mi-ar plăcea sau că nu mi-aș dori, dar mă frustrez foarte tare când vine cineva și în timp ce eu citesc, mami! Ok, deci mai bine ne uităm la telenovele și ascultăm muzică de petrecere și mâncăm pepen. Impact.ro ne povestește, explică, spune cum și ce fel să facem ca să alegem cel mai bun pepene. Știi chestia aia cu te cumperi pepene de la piață? Nu, că tu ești o divă. Cine cumpără pentru tine pepenele de la piață? Am luat și eu odată și m-am lecuit, i-am zis, du, tata, știi ceva, te duci și iei tu pepene, că eu nu car bostanul ăla peste, duc, e greu, tati. Eu mă duc cu soțul meu, nu cumpăr eu, pentru că nu e așa, eu sunt o divă. Nu, pentru că nu mă pricep, aș fi în stare să iau dovleac. Și îl văd pe el că tot bate în diverse. Și nu spui, ce faci, bă, băiatule, ne apucăm de vreo paranghelia, ciulea și tu câți la pepene, că nu pricem. Nu, există niște trucuri. Nu cumperi așa pepenele cum îți vine ție, bună ziua, pe la și pe la cum te duci să iei, cum să cumperi haine din mall. Nu. Impact.ro ne face o analiză și ne explică. O analiză, îți dai seama. Analiză pe pepene, ok? Așa, ne explică cum ar trebui să, sau de ce ar trebui să ținem cont în momentul în care alegem să cumpărăm acest fruct extrem de apreciat în perioada asta, că doar a început sezonul lui. Bun. Trucuri esențiale pentru a te asigura că ai în față cel mai bun pepene este să analizezi codița fructului. Aceasta trebuie să fie verde. În cazul în care ea este uscată, înseamnă că pepenele a fost cules de ceva timp, ceva mai mult timp. Știi cum stau ei pe marginea drumului când te duci la încolo spre mare sau pe unde să, nu știu exact, pe la Oltenia. Sunt așa pe marginea drumului, știi, culeși. De asemenea, atunci când testezi pepenele, trebuie să vezi dacă este copt. Încearcă să-l lăvești cu degetul. Vezi, asta făcea al meu așa. Dacă sunetul care se aude este unul care seamănă cu cel de gol, încercați aici. Înseamnă că pepenele este copt. În cazul în care acesta sună a plin, încercați acolo. Atunci ai în față un fruct crud. Și am rezolvat și văd, eram demonstrandum. Ești fantastică. Și eu îți deșteaptă, ești, da? Ești fantastică. Mai am un sfat, dar asta e cu dedicație pentru părinții mei. Nu mai mâncați pepenele atât de repede și atât de mult. Ai mei mănâncă, tata mănâncă trei felii. Și am zis, mă, tata, una este Rească. Suficientă. Și în altă ordine de idei, eu n-am avut poftă atunci și am ratat. S-a desfăcut pepenele sâmbătă, n-am mâncat sâmbătă, duminică, atunci când m-am întors și m-am trezit după nuntă și așa mai departe, nu mai era pepene. O, adică, Doamne, o dramă. Nu trebuie. Nu este indicat să facem exces pentru că are acolo niște zahăr, adică nu are, este are, are. De nevinovat precum este codița verde când e cumpărat. Eu să știi că o să-mi iau la revedere de la tine în acest moment, dar te aștept mâine dimineață și uite, pe final, să știi că, nu știu dacă ai aflat, noi avem horoscop, gata, asta am făcut mari. Am aflat. Și tu ești berbec, nu-i așa? Eu sunt, cum, dar cum? Eu sunt deschizător de drumuri, dar păi cum nu? Păi, e berbecul, e ăla mic, cel mai răutăcios, așa, și nu m-am pus pe șot, e așa să știi. Acum văd așa niște cornițe, știi, mi le imaginez și să știi că abia aștept să-ți spun despre ce e vorba cu tine astăzi. E bine, da? Mulțumesc tare mult că ai venit. Iar e de bine, e de foarte bine. Hai să fie bine, vă super. Ileana, vă pupă, iar eu vă invit să rămâneți alături de noi, căci urmează să aflăm horoscopul zilei. Vești bune pentru nativii din Zodia Berbec. Vă puteți aștepta la un bonus salarial la locul de muncă, drept răsplată pentru munca depusă în cadrul unui proiect. Pentru Taur, cuvântul cheie al zilei este calm. Toate problemele se vor putea rezolva dacă rămâneți calm și deschis să-i ascultați și pe ceilalți, în special pe partenerul de viață. Gemenii au parte de o zi aglomerată, dar optimismul din dotare îi poate ajuta să rezolve tot ceea ce și-au propus azi. Primiți și ajutor extern de la cineva care vă va lua sub aripa sa. Nativii din Zodia Rac au diferite stări de spirit azi, unele dictate și de probleme financiare, deci e timpul să găsiți soluții. Leii au câteva drumuri de făcut prin oraș în prima parte a zilei pentru a rezolva câteva probleme profesionale, dar nu este exclusă nicio mică vacanță.
Fecioarele nu au reușit neapărat să se odihnească în weekend, iar ziua de luni vă găsește un pic obosiți. Un somn de după amiază n-ar strica, vă va ajuta să rămâneți optimiști și cu zâmbetul pe buze. Balanțele își dedică prima parte a zilei unui proiect foarte important care le solicită foarte multă energie, dar vine și relaxarea după ora prânzului, când vă veți întâlni cu cineva drag vouă. Nativii din zodia Scorpionului au carențe la capitolul răbdare, iar azi ar fi recomandat să evitați întâlniri importante, fiindcă riscați să nu fiți înțeleși. Săgetătorii rezolvă cu brio toate sarcinile impuse de profesie și au și armonie în cuplu, așa că începutul acesta de săptămână le surâde. Ziua Capricornilor este tensionată astăzi, iar diplomația este remediul pentru conflictele care ar putea apărea. Pe seară vă este alături cu un sfat o persoană de încredere. Pentru vărsători, în prima parte a zilei, lucrurile nu merg strălucit, dar spre prânz există șanse să vă reveniți la normal. Pentru a depăși cu brio ziua de azi, nu ezitați să cereți ajutor. Pentru nativii din zodia Pești, ziua de azi e o continuare firească a weekendului, unde relaxarea este la ea acasă, iar vizitele pot face și ele parte din program. Aflăm în detaliu horoscopul zilei pe horoscop.cutica.ro, iar mai departe o să urmăriți câteva imagini absolut fascinante. Să știți că marele artist renașentist Michelangelo și-a dorit să creeze un pod peste râul Tibru, care traverseze capitala Italiei, Roma, însă visul său a devenit realitatea abia în zilele noastre și vedeți imediat despre ce este vorba. Artistul francez Olivier Grostet a creat o instalație intitulată Podul Farnese, care a transformat visul lui Michelangelo în realitate. Un pod iluminat de 18 metri, realizat din carton, susținut în aer de 3 baloane albe cu heliu, de dimensiuni considerabile, plutește deasupra râului Tibru, bucurându-i petrecătorii care se opresc să fotografieze instalația artistică unică. Podul face legătura între clădirea renascentistă care găzduiește ambasada Franței și grădinile vilei Farnesina din Trastevere. Instalația a fost inaugurată în seara de marți, 13 iulie, în ajunul Zilei Naționale a Franței. Cartonul folosit pentru realizarea instalației va fi reciclat. Titanul renascentist Michelangelo a gândit un pod care să lege două reședințe romane ale familiei Farnese, iar proiectul a fost comandat de Papa Paul al III-lea. După moartea lui Michelangelo, proiectul podului a fost transmis altor arhitecți, dar a fost în cele din urmă abandonat din motive financiare. Faza inițială a proiectului poate fi văzută și astăzi pe Via Giulia, în centrul istoric al Romei. Povesteam mai devreme cu Ileana faptul că am reușit să termin o carte în acest weekend și m-am bucurat teribil, pentru că, ei bine, cred că mi-am pus ținte ceva destul de sus, pentru că mi-am propus la începutul anului să termin 24 de cărți, practic două cărți pe lună, ceea ce mi se pare ușor irealizabil în această perioadă, pentru că, așa cum am spus mai devreme, lectura este un lux pentru cei care nu au foarte mult timp la dispoziție sau nu știu să-l și-l organizeze, sau poate că nu știu ce este photoreading-ul, o metodă care te poate ajuta să înveți de 10 ori mai rapid, o metodă pe care în această dimineață o să o explice Connie Larkin, care este autor, executive coach, life coach și instructor de photoreading. Bună dimineața și bine ai venit la noi! Neața, Georgia! Mă bucur să avem ocazia să discutăm despre această metodă, mi se pare fascinantă și aș vrea să-mi povestești mai multe despre ea, cum a apărut ea și, de fapt, care este esența acestei metode. Cum a apărut ea? Paul Shelley a fost rugat de o companie care făcea coaching, lucra cu ei, să facă un curs de citire rapidă, pentru că oamenii de acolo se confruntau cu foarte mult material de citit și nu aveau timpul necesar pentru a citi totul. Și încet, încet, folosind toate cărțile, toate cunoștințele pe care le avea, a creat un curs bazându-se pe funcția ale creierului nostru pe care deja le avem, și așa a creat cursul de photoreading. Dar photoreading nu este despre a citi. Photoreading-ul este mai degrabă despre a fotografia mental o carte. Și a avut genialitatea să creeze acest curs în care tu folosești deja privirea periferică sau privirea fotografică pe care o ai, dintotdeauna o ai, ai avut-o. Și downloadezi o carte în 2-3 minute. Practic, toată cartea este downloadată, toată informația din ea e downloadată în mintea ta non-conștientă. Apoi, prin alte tehnici, scoți informația de acolo astfel încât să fii conștient de ea.
Este fenomenal cursul, da. Și fenomenal metoda. Și cum a reușit să facă asta, nu știu, dar este absolut fantastic. Pentru a reuși să înveți pe cineva de la zero această metodă, sunt convinsă că fiecare este unic și are nevoie de timpul său, de perceperea metodei, dar în medie cam de cât timp avem nevoie pentru a stăpâni această metodă? În primul rând, metoda că o înveți în prima zi de curs, în a doua zi de curs se practică din încă de două sau de trei ori se repetă ca să poți să integrezi mai bine, iar apoi, în funcție de tine, integrezi metoda, în funcție de cum aplici metoda, în funcție de cât o aplici, în funcție de motivația pe care o ai. Poți să produci miracole cu ea sau poți să produci nimica cu ea. De tine depinde. Sunt curioasă care sunt beneficiile acestei metode din punct de vedere al informației, căci trăim într-o perioadă în care informația este la fiecare pas. Avem la dispoziție Google și putem să căutăm absolut orice, dar ne lipsește timpul necesar să cuprindem toate aceste informații. Dar nici nu vrei să le cuprinzi aceste informații pentru că nu vrei să-ți... Ce vrei să faci cu toată informația asta? Să devii tu însăți un Google? Foarte bine punctat. Vrei mai degrabă să ai spațiu mental pentru gândire, pentru creație și vrei mai degrabă decât să îți îndești mintea sau capul cu informații, vrei mai degrabă să accesezi informația, orice informație, oricând ai nevoie. Sună mult mai promițător. Sună extraordinar chiar. Pentru că majoritatea oamenilor când vin la curs spun că vreau să asimilez mai multe informații, zic la ce trebuie. Nu trebuie, poți să o accesezi. Este o schimbare de paradigmă. De fapt, în curs, Paul Shilly spune că cursul de photoreading este schimbarea paradigmei a relației sau abordării materialelor scrise. Odată ce tu schimbi privirea, cum, modul când te raportezi la o carte, miracole încep să se întâmple. Am citit undeva sau am auzit undeva un mare deștept undeva din Europa, un filozof, nu i-am reținut numele și așa. El a spus că în capul nostru este cel mai performant computer din univers, doar că nu avem manualul de utilizare la el. Cursul de photoreading este un capitol din manualul de utilizare al creierului nostru. Un lucru extraordinar care se întâmplă în cursul de photoreading pe care eu îl conduc este că eu sunt un lider de educație ontologică de peste 30 și ceva de ani. E îmbinat cu educația ontologică, cursul de photoreading ia niște proporții în realizări, în reușite, în rezultate extraordinare. Deci două lucruri extraordinare combinate în cursul ăsta. Care a fost emoția care te-a pătruns în momentul în care ai cunoscut această metodă? Ce ai simțit? Cinstit să spun, m-am dus la Londra să fac acest curs pentru că o persoană care lucra cu mine, eu țineam cursurile Len, nu țineam cursurile Landmark, eram președinta fundației, care ținea cursurile Landmark în România. Și când o persoană care era lider cu noi acolo a spus că a făcut un curs extraordinar, pe mine m-a incitat asta pentru că nu cream că există ceva dincolo de Landmark care să fie extraordinar. Așa că m-am dus să fac cursul fără să știu ce este. Este o expresie în românește și cred că nu o să fie foarte nasol din partea mea să spun că m-am dus bău și am plecat vacă de acolo, da? N-aș fi aplicat niciodată educația, n-aș fi aplicat niciodată tehnica, n-am fost dată pe spate. Doar că în momentul în care am ales să mă duc să fiu instructor de photoreading și vezi, n-am idee de ce am vrut să fiu instructor de photoreading, atunci am descoperit măreția acestei tehnici. Și ce mă mișcă pe mine este, ce mă mișcă pe mine cu adevărat, profund adevărat, este că locul în care se întâmplă procesul de fotocitire se întâmplă în mintea non-conștientă. Noi avem o minte, de 5% suntem conștienți, de 95% non-conștienți. În concluzie, când tu citești cu ochii, citești bazat pe 5%, iar când tu fotocitești, te bazezi pe 95%. Ghici ce? Ce mă mișcă pe mine profund este că am descoperit într-o carte a lui Christmas Humphreys, se cheamă Zen Buddhism, el spune acolo că locul iluminării este mintea non-conștientă. Oh. Deci eu când fotocitesc înseamnă că sunt în locul iluminării, sunt în locul în care accesez orice informație, asta mă mișcă cel mai tare. Sunt curioasă cum reacționează oamenii în general la această informație. Zona aceasta a iluminării, acest contact cu universul, faptul că nu reacționează, ori o trăiesc, ori nu. Cursul este experiențial, practic trăiești experiențe, nu ți îndești capul cu chestii. Da? De pildă, când înveți să mergi pe bicicletă,
faci niște lucruri, cineva îți spune niște lucruri, faci niște lucruri, cineva spune niște lucruri, nu trebuie să știi ce să le înveți. Faci, la un moment dat primești echilibru pe bicicletă. În prima zi de curs se fac exerciții, avem conversații, și la un moment dat privirea, felul în care te raportezi la învățat și la citit și la cărți, e complet altul și nu știi ce s-a întâmplat și când s-a întâmplat și nu poți să repeți acest lucru, dar te afli fără discuție într-un alt spațiu, te raportezi diferit la învățat și la citit. Învățatul și cartea devine vie. Ce se întâmplă este că dintr-o dată devii incitat, curios, interesat, știi să scoți esența. Toată viața învățăm, nu? Și nu este o corvoadă, e o plăcere. Uite, ai atins un punct nevralgic, această corvoadă a învățării pe care cu siguranță cu toții în școala primară cel puțin am experimentat-o și de acolo un întreg lanț de evenimente. Este o chestie complet neautentică, este un lucru care oamenii trăiesc de la vârsta cea mai mică cu această povară în spinare pentru că nu au această educație de schimbare de paradigmă. Vezi tu, când noi ne naștem, noi primim totul, așa ca un fel de pâlnie deschisă. Fotografiem mental totul și scoatem numai ce ne interesează. Învățăm să vorbim, învățăm câte patru limbi străine în același timp, nicio problemă la copii mici. Învățăm să mergem. Când ne ducem la școală, această pâlnie extraordinară pe care noi avem pentru univers se inversează. Faci literă cu literă, cuvânt cu cuvânt, propoziție cu propoziție, frază, începi să faci un întreg din bucățele. Întotdeauna ești lăsat incomplet, nemulțumit, nesatisfăcut. Întotdeauna ești lăsat cu, nu știu, totul, mai am de învățat. Da? Când tu luai totul și luai ce te interesa, acum ai bucățică cu bucățică și încerci să faci ceva din asta. Este împotriva felului în care creierul nostru funcționează. Practic este un proces de tâmpire. Sadhguru, de fapt, are o glumă, zice, dacă ai două facultăți, nu ai decât în fața ta decât un idiot educat. Pentru că 80% din intelectul tău este iremediabil distrus datorită felului ăsta de a învăța papagalicesc, corvodesc. Apoi ce faci? Nu faci decât să speri să aștepți pentru vacanțe, apoi aștepți să termini școala ca să începi și tu să trăiești, deci în alte cuvinte nu trăiești, pentru că trebuie să țințești capul cu lucruri până când la examen, când îl golești ca să pui alte prostii, până la alt examen ca să pui alte prostii și așa mai departe. Asta este o dezonoare pentru viața pe care o avem. Eu trăiesc pe pământul ăsta și mă dezonorez în halul ăsta. Trăiesc împovărată de mizeriile astea conceptuale pe care trebuie să le repet ca un papagal. Nu mă aleg cu nimic, nu trăiesc, aștept să trăiesc cândva mai târziu. Îți mulțumesc pentru curaj, în primul și în primul rând. Chiar dacă poate tu nu percepi ca un act de curaj ceea ce tocmai ai făcut în acest moment, noi avem nevoie să ni se spună adevărul adevărat. Adevărul care nu e marcat de aceste concepte pe care societatea ți le livrează și le reciclează generație cu generație și iată avem o serie de examene și la final nu mai știm nimic. Și ne simțim frustrați. Până la urmă mi-am investit timpul și nu s-a ales nimic de el. Mi se pare că am putea să evoluăm ca specie prin această metodă și prin acest adevăr pe care tocmai l-ai spus în dimineața asta. Ce crezi că ne împiedică pe noi, din punct de vedere colectiv, să vedem în această oglindă pe care ai așezat-o tu astăzi? Există un discernământ pe care îl avem cu toții dintotdeauna. Acel discernământ pe care îl avem ne face să fim extrem de nefericiți. Nefericirea vine din faptul că știm că suntem extraordinari, că putem orice, dar că nu știm cum să facem asta. Da? Unii dintre noi sunt mai pregătiți intuitiv să primească cunoaștere din sine și să-și folosească intuiția. Majoritatea îi dăm în cap și încercăm să fim în cursa rațiunii acolo afară, care mai de care mai mult succes. Din fericire pentru mine, un om cu o sete de deschidere, o sete de viață adevărată dincolo de concepte, am avut norocul să mă întâlnesc cu educația ontologică. Educația ontologică este studiul ființei. Studiul cum funcționează o ființă. Și asta se bazează pe valori. E când m-am întâlnit cu această educație, am dat la o parte toate conceptele împrumutate de la alții, am avut acces la creierul meu și nu m-am mai lăsat. Am continuat toată viața mea să curăț concepte și abureli și aberațiile altora, astfel încât să-mi onorez propria mea ființă. Da?
Deci este un privilegiu și o onoare. Într-adevăr, nu toți o avem bafta să auzim, pentru că avem urechile teflonate. Asta e un cuvânt pe care l-am inventat eu despre urechile oamenilor. Avem urechile de teflon. Ne-am antrenat să nu mai ascultăm aberațiile pe care le auzim. Ne-am antrenat să nu mai fim și, în concluzie, nu mai suntem prezenți. Doar când ești prezent poți să ai acces la cunoaștere. Doar când ești prezent ai acces la tine. Majoritatea ființelor umane sunt în cuculent. 99% vin, 99% trăiesc în viitor sau în trecut sau în aberațiile din creierul lor, iluziilor, dar în niciun caz în prezent. No, educația asta ontologică te face să fii prezent. Tu când vezi tehnologia de photo-reading, trebuie să fii prezent. Dacă nu ești prezent, este ca și cum pui frișcă peste noroi. Înveți ceva ca lumea, dar ai, tot mecanismul tău este scurt-circuitat, pentru că n-ai acces la cine ești tu cu adevărat. Am o prietenă, se numește Maria, și ea m-a inițiat și am făcut cu ea prima ședință de călătorie și atunci am început să demontez pentru prima dată tiparele acestea limitative. Îmi dau seama că e un proces. Eu îl văd ca fiind un proces de lungă durată și cumva greu din anumite puncte de vedere. Pentru tine procesul acesta de când te-ai întâlnit cu educația ontologică, cum se simte? Cum simți procesul? Este viața însăși. Este recunoașterea faptului că viața însăși este cel mai mare învățător al tău. Dar tu înveți din experiențele vieții însăși doar dacă cineva ți-a explicat acele experiențe pentru că, sau acele experiențe pe care ți le dă viața. Altfel nu vezi din ele. Maestrii indieni spun că trebuie că viața te învață, da, că experiențele te învață, doar că trebuie să ți le explice ceva. În momentul în care educația ontologică mi-a arătat mie cum sunt făcute acele experiențe și de ce sunt mereu aceleași, de ce se repetă, de ce sunt rele pentru mine, de ce, n-a mai fost necesar să o mai fac. Deci viața, din momentul în care deschizi ochii, este doar o călătorie de evoluție în funcție de cât ești tu angajat să deschizi ochii. Mi-am dat seama că în fiecare zi am șansa să mai dărâm un astfel de crez limitativ. De exemplu, ieri m-am trezit gândindu-mă, am o perioadă foarte bună, sigur urmează ceva rău. Și am spus, de ce cred asta? Cine mi-a spus asta? Cine m-a educat să gândesc așa? Ce spui acum este absolut banal. În momentul în care ești un lider de educație ontologică, să ai o formare să vezi asta, acest gând pe care l-ai, îl au toți oamenii. De aceea l-am zis că e banal. Nu este al tău. Este ca un post de radio care vorbește, iar tu ești conectată la acel post de radio și tu crezi că ești tu acel post de radio care vorbește. Iar postul ăla de radio vorbește numai aberații. Numai aberații. Sunt prea mică, nu pot, nu acum, mai târziu, am nevoie de una, de alta, de nu știu ce, ca să, nu știu ce. Este un post de radio, e o metaforă, da? Este un post de radio cu care oamenii se identifică și atunci sunt pierduți. Știi, este o poveste frumoasă care m-a inspirat pe mine despre Buddha. Buddha este pentru mine un om, a fost pentru mine un om de excepție, care a făcut un impact asupra umanității de mare, mare de tot. Și el a fost întrebat de un pandit, un scholar, un învățat, ok? A zis, zice, Buddha, ești tu Dumnezeu? Pentru că el când vorbea, oamenii înviau. Doar pentru că le corecta gândirea nenorocită, știi? Și ești tu Dumnezeu? Și nu sunt Dumnezeu. Ești un sfânt. Și nu sunt un sfânt. Atunci ești un magician. Nu sunt. Atunci ce ești? Sunt treaz. Când o ființă umană este trează, este conștientă de ce aude în cap. Dacă ce aude în cap este limitativ, coborător, doborător, sabotor, nu ești tu, deci nu pune botul. Vorbind despre prezent, sunt convinsă că fiecare om are un nivel de înțelegere propriu și mai este acest nivel superior de înțelegere care vine către tine pur și simplu. Ce îi spune unui om care aude pentru prima dată informația că el nu este treaz, se confruntă cu această realitate, să spunem că o și acceptă, o îmbrățișează și nu se opune, cum l-ai sfătui să rămână prezent și ancorat aici, cu simțurile lui, cu corpul lui, fără să se mai piardă în trecut? Eu nu m-aș băga în așa ceva, nu mă interesează. Fiecare dintre noi suntem stăpâni pe viața noastră, pe gândirea noastră. Niciodată n-am să conving pe cineva de ceva, pentru că ori aude, ori n-aude, iar dacă aude și îmi dau seama că aude, atunci am cu cine să vorbesc. Trage el cunoașterea către el. Eu nu dau nimica. Doar fac disponibil. Îți mulțumesc tare mult pentru prezența în emisiune, pentru prezența reală și pentru informațiile pe care le-ai împărtășit. N-aș ști ce să-ți doresc, mi se pare că ești deja foarte bine echipată. Sunt acasă cu mine, da. Îți mulțumim tare mult și mulțumesc. De fiecare dată când ai disponibilitatea să fie aici, te așteptăm cu drag. Mulțumesc mult!
O să luăm o scurtă pauză, timp în care vă invit să lăsați aceste informații să se așeze și pur și simplu să fiți. Atât. 5 minuțele, revenim.